Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a dat o replică președintelui Claus Iohannis după criticile acestuia că guvernul PSD ar putea ajunge în situația de a nu avea bani de pensii și salarii. Astfel de referiri, sunt bani de pensii sau se prefigurează o catastrofă la nivel național, sunt declarații irresponsabile. În cel mai rău caz, că ar fi ceea ce spune el adevărat, e o discuție ce se poartă altfel între președintele României, între primul ministru, într-un cadru restrâns, pentru a vedea dacă aceea e situația și care sunt măsurile pe care guvernul le-ar putea lua, chiar dacă ar fi așa ceva adevărat, dar nu nu e adevărat, nu face o așa declarație. Trebuie să fie foarte responsabil când face astfel de declarații, a afirmat ministrul finanțelor publice. Președintele Claus Iohannis a susținut acum câteva zile că guvernul poate să facă orice rectificare pe sănătate, educație, pensii, salarii, agricultură, fără să-i ceară lui părerea, cu excepția zonei de securitate, și a criticat modul în care partidul de guvernământ a construit bugetul. Am atras atenția că PSD construiește un buget irresponsabil care nu poate fi pus în practică. Am atras atenția în repetate rânduri că PSD și acest guvern vor în situația de a nu plăti pensii și salarii fiindcă nu au bani, a spus președintele Claus Iohannis. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a dat asigurări că nu există niciun risc în ceea ce privește plata salariilor și pensiilor.